Biserica Ortodoxă Română susține că accesul credincioșilor în biserică să nu fie restricționat, pentru că este un spațiu care oferă produse sau servicii vitale, la fel ca magazinele alimentare și farmaciile. Reacția vine după o întâlnire a reprezentanților cultelor cu premierul Nicolae Ciucă, în care acestea au cerut ca accesul în lăcașele de cult să nu fie condiționate de certificatul verde. Din data de 25 octombrie, certificatul verde este obligatoriu în spațiile comerciale sau de divertisment. Singurele locuri în care accesul persoanelor nevaccinate este liber sunt magazinele alimentare, farmaciile, dar și bisericile. Credeți că accesul în biserică ar trebui condiționat de certificatul verde? Nu sunt de acord. Accesul în biserică trebuie să fie liber, de consentământul fiecăruia. În acest moment, accesul credincioșilor în biserică este discutat de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, care susțin că accesul într-un spațiu sacru, unul al ordinii și decenței prin excelență, pentru a te ruga, adică pentru a-ți manifesta concret fundamentala libertate religioasă, nu poate fi condiționat, inclusiv din rațiuni practice, nu doar morale, de un document menit să introducă contextual un plus de protecție și ordine în spații care chiar au nevoie de acesta. Atâta timp cât la concertele din vară, unde știți și dumneavoastră, au fost zeci de mii, sute de mii poate, când și-a permis un partid să facă un congres cu 500 de mii de persoane, cu 5.000 de persoane, așa, ne luăm la biserică unde este, da, unde sunt pelerinaje și au fost pelerinaje unde vin, e adevărat mii, dar în rest la sărbătorile, cum vor fi sărbătorile de Crăciun, de Sfântul Vasile, unde fiecare biserică își primește enoriașe din localitatea respectivă și sunt biserici unde, cum e zona de țară unde populația e foarte puțină, poate sunt 30-40 de persoane. Cum îi cer certificat? Să respecte restricțiile care sunt. Respect distanța, masca, etică. Accesul trebuie să fie liber. Da, bineînțeles, da, cu anumite reguli. Românii sunt de părere că accesul în biserică nu ar trebui condiționat de certificatul verde. De asemenea, reprezentanții Patriarhiei mai subliniază că preoții care sfidează măsurile de protecție sanitară și incită public la discreditarea unui act medical, la banalizarea gravității bolii și a consecințelor pandemiei, nu reprezintă poziția bisericii din care fac parte.